Primele camioane fără șofer ar putea fi testate în Marea Britanie. Inițiativa se înscrie în planurile autorităților de fluidizare și îmbunătățire a transporturilor, de reducere a consumului de combustibil și implicit a poluării. Vehiculele urmează să se deplaseze într-un convoi compact, pilotarea fiind comandată de un singur șofer aflat în prima mașină. Restul camioanelor vor primi comenzile electronic și vor avea în cabină o persoană care să intervină doar în cazuri de urgență. Conform presei britanice, se așteaptă ca anunțul referitor la aceste încercări pilot să fie făcut la 16 martie. Accident grav în Mexic. Cel puțin 7 persoane au murit și alte 21 sunt rănite, după ce un autocar a derapat de pe carosabil în vestul Mexicului. Autocarul plecase din statul mexican Oaxaca din sud și se îndrepta spre orașul Tijuana, aflat la granița cu Statele Unite. O femeie în stare de ebrietate din Rusia a lovit 17 mașini în timp ce încerca să parcheze. Incidentul i-a scos din minți pe cei din jur, care au asistat șocați la scene și au început să o blameze. În timp ce lovea mașinile parcate, șoferița de 26 de ani vorbea și la telefon. Autoritățile i-au interzis să se mai urce la volan timp de 8 ani.